Mijlocașul nu a fost folosit din partida de la Mediaș pentru că nu avea toate documentele puse la punct până la ora jocului. Pentru debutul din Liga 1, tehnicianul Petre Grigoraș dă asigurări că Nistor va putea fi folosit în meciul cu CSU Craiova, dacă va decide acest lucru. Deci 100% este jucătorul nostru cu acte în regulă, ceea ce nu l-am avut la Mediaș, chiar eram hotărât să-l folosesc, din păcate nu i-a sosit până la ora jocului. Cartea verde, acum totul este ok, este apt, 100%, din punctul ăsta de vedere. Îl cunosc foarte bine și nu are nevoie de acomodare. Dacă mă voi gândi să apelez la el, e pregătit. Deocamdată nu sunt hotărât 100%. Dan Nistor revine la Târgu Jiu, acolo unde a cunoscut cele mai bune evoluții ale sale în perioada 2010-2013 și mai apoi în returul sezonului 2013-2014, evoluții ce l-au propulsat inclusiv la echipa națională a României. Mijlocașul de 26 de ani a bifat până acum în culorile pandurilor 122 de meciuri, 11 goluri și 20 de pase de gol în toate competițiile. Petre Grigoraș l-a dorit cel mai mult pe Nistor la Târgu Jiu și are încredere în calitățile sale. Dacă aș fi adus pe Nistor și ar fi scăzut nivelul jocului, înseamnă că eram un cretin. Da, eu sunt convins că el e jucătorul care poate să dinamizeze jocul echipei, să are calitatea necesară pentru a da viteză jocului, inventivitate și așa mai departe. De asta mi l-am și dorit foarte mult. Nistor a fost împrumutat în sezonul trecut și a început să crească din nou în formă, chiar strălucind în partida din Ghencea, sub bagheta lui Grigoraș, după ce a marcat pentru prima dată de la revenirea la Târgu Jiu. Nistor a plecat în Liga 1 franceză înainte ca Pandurii să treacă de Braga în play-off-ul Europa League din sezonul 2012-2013. Nistor a fost transferat la Evian în schimbul sumei de 800.000 de euro. La echipa franceză Nistor nu s-a evidențiat ca la Pandurii. Fotbalistul de 25 de ani a fost prezent doar în 6 meciuri și nu a marcat niciodată.